pericol de poluare și de apariția unui focar de infecție chiar în centrul orașului Buzău. Este vorba despre o avarie apărută în urmă cu trei zile la un racord ce face legătura între sistemul centralizat de canalizare și sistemul de evacuare a apelor uzate din sediul TVSAT Buzău. Deși au verificat defecțiunea și au constatat că avaria a apărut în apropierea căminului de branșament, sub un loc de parcare cu plată, adică pe domeniul public, lucrătorii companiei de apă o Operatorul de canalizare amână să efectueze reparațiile ce se impun, asta chiar dacă regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare obligă compania de apă buzău să remedieze pe propria cheltuială avaria apărută. Potrivit articolului 53.5 din regulament, întreținerea, reparațiile și înlocuirea totală sau parțială a racordurilor situate pe domeniul public, precum și a căminului de racordare, sunt în sarcina operatorului sau prestatorului serviciului. În lipsa unei intervenții impuse de lege pentru remedierea avariei din partea companiei de apă, întreaga activitate a TV Sat Buzău, inclusiv relația cu clienții firmei de cablu TV și internet, a fost grav afectată. Grupurile sanitare nu mai pot fi folosite de angajați și clienți, iar apa reziduală acumulată pe conductele de evacuare, care se poate infiltra în pământ, devine pe zi ce trece un real pericol de poluare și chiar sursă de infecție. Situația a fost sesizată atât conducerii companiei de apă, cât și gărzii de mediu și Direcției de Sănătate Publică Buzău.